Hristos a înviat! Iubiți credincioși, în primul și în primul rând trebuie să punem accent pe două lucruri deosebite. Ne aflăm încă în prim pas sau în plin praznic de înviere și așa cum v-am spus și altă dată, deci ceea ce noi discutăm în perioada Pentecostarului și ceea ce Evanghelia prezintă de-a lungul acestor 50 de zile până la pogorirea Duhului Sfânt și până la înălțare, sunt evenimente martori ale învierii. Martorii învierii sunt cele din tâi mărturii care dovedesc istoric și geografic că acest act a fost adevărat și că învierea nu este o poveste, un mit sau o legendă. Și primul care a vestit învierea și cel care a dat mărturia autentică învierii a fost Îngerul Domnului, așa cum ați ascultat astăzi în Sfânta Evanghelie, când a spus așa: ce căutați pe cel viu cu cei morți? Știu că pe Iisus Nazarineanul căutați. S-a sculat, nu este aici. Deci acesta este primul argument pentru mintea omenească, ușor de înțeles, ușor de priceput, ușor de atins cu rațiunea și ușor de dus la suflet. Apostolul Pavel, cel care mai târziu va fi apostolul neamurilor, vine și spune: nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința ar fi fost zadarnică. Și ce vrea să spun apostolul Pavel cu acest argument? Că dacă apostolii ar fi murit pentru o minciună sau pentru un mort, creștinismul n-ar fi putut să existe și să vieze, așa cum n-ar fi putut nici biserica exista 2000 de ani de-a lungul istoriei. Ați văzut toate etapele istorice, toate persecuțiile creștine, iconoclasmul, perioada sinoadelor ecumenice, scindarea de la 1054, ruptura sectelor. Nu mai stăm să amintim câți factori negativi stau la baza destabilizării bisericii. Dar n-au reușit niciodată, pentru că Hristos este învingătorul. El este cel care a călcat cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. El este cel care a spus: nu te teme, turmă mică, Domnul a binevoit întru tine. Și chiar dacă argumentul câteodată vin și spun, ați văzut că în general nu se mai merge pe argumente scripturistice, ci se merge pe acuză. Voi ortodoxi sunteți bețivi, voi ortodoxi sunteți curvari, voi ortodoxi sunteți nu știu cum. Foarte bine. Deci a judeca este dat lui Dumnezeu, a dezlega păcatele este dat lui Dumnezeu și a ierta păcatele este dat lui Dumnezeu. Când s-a sculat după înviere Hristos, n-a spus: luați Duh Sfânt și mergând formați sectele. A spus: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, iertate vor fi, cărora veți dezlega, dezlegate vor fi. Deci și-a dat seama că Satana va bate acest război puternic peste lumea creștină și va ajunge la această dezbinare și cernere despre care Mântuitorul a spus în grădina Ghețimanii. Când apostolii au adormit a treia oară, Hristos i-a întrebat: dormiți? N-ați putut priveghea un ceas? Să știți, Petre, că Satana cere sufletele voastre să le cearnă. Deci ce înseamnă cernerea Satanei? Tot ceea ce vedem noi, că ne zghihuie în jurul nostru, indiferent că este patimă, că este crimă, că este moarte, că este beție, că este ură, că este vrajbă, că este răutate, că este ambiție, că este orgoliu, că este răzbunare, că este poftă, că este mândrie. Deci toate sunt pricinuite de Tatăl nostru întunecat, diavolul. Deci El este Cel care le premeditează. Și mi-a plăcut într-o zi când cineva a adus un argument și a spus așa: Părinte, zice, noi ortodoxi suntem cei mai fățarnici, pentru că orice ni se întâmplă, dăm vina pe diavolul și nu pe noi. Adevărat este. 100 de puncte răspuns. Dar să nu uităm că el nu trebuie scos din ecuația existenței, pentru că vine David psalmistul și ne spune: lupta noastră nu este împotriva, apostolul Pavel întâi, lupta noastră nu este împotriva sângelui și a cărnii, că astea putrezesc, merg în mormânt, ci împotriva duhurilor
din văzduh. Iar prorocul David spune, mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Deci, adică dracii din văzduh vin cu patimile lor și îți gândăresc omul și îl tulbură și îl îndebunesc de cap sau îl derutează. În momentul în care îngerul de la mormânt vine și spune că Hristos nu este aici, ci s-a sculat, prin această sculare se înțelege învierea. Pentru că următorul argument este dogmatic, deci este deja trecut de ceea ce mintea poate precepe. S-a suit în lumina cea pururea fiitoare. S-a suit pe scaunul Tatălui și a avut două motive anume. Întâi, să umple toate ca cel ce este necuprins, cuvântul Tatălui din veac care n-a lipsit niciodată de lângă Tatăl, și apoi să sfințească firea omenească, deci să restaureze pe Adam cel din tâi, om cu suflet viu, care a căzut în păcatul morții și a neascultării prin gustarea din pom. În momentul în care firea a stat pe scaun cu Tatăl, Tatăl știe, aceasta e firea omenească, e supusă căderii. Și de aceea, în Molifta, când noi ne spovedim, spune acolo, să ierți de 70 de ori câte 7, că a întrebat Petru pe Mântuitorul, Doamne, dacă fratele meu m-a greșit să-l iert, iartă-mă. Dar dacă l-am iertat de 2 ori sau de 3 ori într-o zi, îi bine? Îți zic ție de 70 de ori câte 7. Deci vă dați seama de câte ori putem noi greși într-o zi, fără să ne dăm seama sau chiar dându-ne seama? Deci de 70 de ori câte 7. Și dacă mulțești, ai să vezi ce cifră iese. Deci nu e o clipă în care viața noastră să nu aibă păcat în ea. Nu e o clipă în care nu putem aluneca dacă nu ne-am dat seama. Și mă întorc înapoi și spun, s-a suit în lumina cea pururea fiitoare, unde nu mai încape umbră de schimbare. Adică unde? În locul unde omul s-a restaurat și este cetățean al Raiului, Apostolul Pavel, sfinții sunt oameni de casa lui Dumnezeu și împreună cetățeni și locuitori ai Raiului, și tot Apostolul Pavel spune, cine se luptă după legile jocului se încununează. Ce înseamnă cununa biruinței? Cununa sfințenii. Uitați-vă la toți sfinții din biserică, au o aureolă galbenă în jurul capului. Acel nim galben, acea roată galbenă pe care noi o facem prin foița de aur, este harul Duhului Sfânt care ce-a făcut? A curățit mintea de păcat, iar mintea a curățit trupul de patim, iar trupul curățit de patim s-a transformat într-un trup înduhovnicit. Mi-a plăcut și chiar am fost cel mai fericit acum o săptămână, când o femeie la 50 de ani, în secolul 21, n-am judecat-o, că asta nu i-a judecat orice om, poate face o tâmpenie, a zis, zice, părinte, să știți că eu nu am așa multă evlavie la cuvioasa Parascheva, pentru că eu am citit că a fost îngropată la mare și pentru că a stat în apă sărată, n-a putrezit. Zic, dar minunile sunt tot sărate când le face. Și a zis, nu știu, nu comentez, asta e opțiunea mea, v-am spus că o aveam pe cuget, nu puteam să mi-o scot din minte. Și i-am zis, sunt oameni săraci pe pământ, să știți, Doamne, să nu vă faceți gânduri rele, sunt. Este multă lume necăjită. Adică, ca să ajungi să găsești explicația logică a neputrezirii sfinților prin explicația că a stat în apă sărată, păi sfântul de la apa lomului din Bulgaria, celălalt Dimitrie Basarabov, în ce fel de apă a stat și cu Grigore de Capolitul de n-au putrezit, dar Ioan cel Nou de la Suceava, dar Filofteia de la Argeș, dar atâția sfinți în Rusia, în Lavra Pecerska, tot în apă sărată. Și i-am zis, dar poate i-a pus la murat, Doamne, și nu v-ați dat seama. Zic, e treaba lui Dumnezeu asta. Nu, părinte, asta cred eu și asta v-am împărtășit la spovedit, să nu credeți că vă spun o minciună. Și mi-am dat seama, deci, cât de slab poate fi un creștin ortodox dacă el stă în Iași de 50 de ani și părerea lui despre Sfânta Parascheva este că nu a putrezit pentru că a stat în saramură. V-am spus lucrul acesta ca să înțelegeți că îngerul de astăzi, în mod intenționat, s-a adresat sfintelor femei și le-a spus, este în lumina cea pururea viitoare unde nu încape umbră de schimbare, adică în țara fără de păcat, în împărăția lui Dumnezeu. Deci este acolo unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin. Este acolo
unde noi murim în chip trupesc și înviem în chip duhovnicesc. Deci ne semănăm ca bobul de grâu în pământ și până nu putrezește, nu încolțește și nu aduce roada cea multă. Deci asta este Evanghelia morților. Prima și cea din tâi mironosiță, pentru că astăzi lor li se adresează Dumnezeu, sfintelor femei, așa se numesc, mironosiță li se spune de la purtătoare de mir, deci la fel, ca să știți de ce le spune mironosițe, de unde folosim și noi termenul mireni. Când spune, zice, e biserică mirenească, adică e biserică unde omul se pecetluiește cu marele mir, unde se botează, asta înseamnă, ca să știți ce înseamnă mir. De ce? De unde vine și cuvântul mirean. În momentul în care Hristos este pus în mormânt, de față sunt sfintele femei. Apostolii au fugit ca niște potârnici, s-au ascuns de frica iudeilor, de frica oștilor romane și nu a mai fost văzut niciunul. Singurul care vine și se pleacă în fața lui Pilat și știe că stăpânirea romană banul urmărește și nu altceva, este Iosif, cel bun, cu bun chip, nu Iosif, tatăl lui Iisus, că ăla era mort de mult. Și cu Nicodim, Nicodim, cel care Dumnezeu i-a spus, Hristos i-a spus, de nu te vei naște din apă și din Duh, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Și dând bani, au cumpărat trupul lui, fiind în zi de vineri, că a doua zi era sabat, trebuia să termine tot ritualul îmbălsămării, arată Evanghelia că s-au luat ca la 100 de litre de mir de nard, deci știți ce înseamnă 10 gălezi de mir pe românește. S-a pus trupul, ați văzut mahramă deoparte, spune în Evanghelie, și pânza deoparte, deci aici din start elaborăm teoria Giulgiului din Torino și o anulăm, pentru că acela este vorba de o pânză de in îndoită în două, care se atribuie la 1200 lui Leonardo da Vinci și nu este vorba de chipul real al Mântuitorului, ci este o închipuire de un pictor trăitor și adânc cunoscător al biologiei umane și a încercat să imite frumos acea punere în mormânt, care se atribuie că ar fi din vremea Mântuitorului, dar noi știm după Evanghelie că capul a fost înfășurat de o parte și trupul de o parte. Că atunci când a înviat, în Evanghelie spune clar, nu văzând giulgiu singur zăcând, ci giulgiurile singure zăcând și mahrama deosebi. Deci a specificat că partea capului era deosebi. De aia ou când îl desface, îl desface în două. Așa și Iisus a ieșit ca dintr-un ou, dăruind viață din mormânt. Deci un ou, dacă îl spargi, nu vezi viața în el. Dar dacă stă sub cloșcă, ies un pui. Ei, din oul feminin iese un copil, din oul ierbii iese o plantă și așa mai departe. Deci tot ce e viu e din sămânță. Și de ce amintesc lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că cele din tâi femei au fost Maria și Marta, Salomeia, Maria lui Cleopa, care avea grijă de Iosif și de Iacov, cum spune Maria lui Iacov și Maria lui Iosif, e una și aceeași, care erau frați verii, de fapt, ai Mântuitorului, erau frații după rudenie, cum era termenul la noi, cum am spune, verișorii. Deci ea era de față, Maria Magdalena și Maica Domnului și Ioana. Era tot o mironosiță a lui Huza care se ținea de sfintele femei. Au venit, l-au învelit în giulgiu, au turnat mirul și au prăvălit piatra peste mormânt. Nu mai stăm să punem accentul pe problema cu pecețile, că s-a discutat, nu mai stăm să punem problema pe strânși, că s-a discutat, nu mai stăm să punem problema pe armată și pe iudei care au spus păziți mormântul, ca nu cumva venind ucenicii să-l fure și rătăcirea de pe urmă să fie mai rea ca cea din tâi. Ei, aceste sfinte femei nu s-au mulțumit doar cu atât. La miezul nopții s-a făcut un cutremur mare. Cine era martor acestui cutremur? Ne spune Sfântul Grigore Palama, Sfântul Evanghelist Marcu, Sfântul Evanghelist Matei, fiecare deosebit în Evanghelie, aici în scrierea și în exegeza sa. Era Maica Domnului care nu s-a depărtat nicio clipă de mormânt. Ce rol avea Maica Domnului? Avea același rol pe care l-a avut și Eva în rai. Eva în rai,
a fost adormit Adam și s-a scos femeia din coasta lui să-i fie de ajutor, iar aici Hristos se lasă împuns în coastă să fie de ajutor femeii. De ce? Prin harul care l-a dat Maica Domnului, bucură-te cea plină de daruri, Marie, Domnul este cu tine, este născătoarea de Dumnezeu și mântuitoarea lumii, a vieții noastre, a sufletelor noastre. Și ea devine biserica cea vie și rai cel cuvântător. Deci iată prima mironosiță. Deci este Maica Domnului sau Eva cea nouă care ne ajută sau ne sprijină cu Mântuitorul Iisus Hristos la mântuirea și izbăvirea neamului omenesc de cele două mari păcate. Păcatul strămoșesc, adică neascultarea lui Adam, dar și moartea veșnică. De ce? Pentru că Maica Domnului în momentul în care se deschide mormântul vede viața răsărind. Și de aici ne reflectă unul din evangheliști și spune așa, și aici să fiți foarte atenți, că e un lucru foarte frumos. În momentul în care are loc învierea, în ziua cea din tâia săptămânii, deci vedeți ce frumos spune, în ziua cea din tâia săptămânii, nu-i spune duminică, că nu era termenul de duminică pe atunci. Dis de dimineață, mironosițele femei au luat din nou mir. Deci ce s-au gândit ele? Hai să mai punem niște mir. De ce au făcut-o? Din evlavie. Ce fac femeile de obicei? Sau cei de acasă? Când moare cineva, se duc la mormânt, pun lumânări, tămâiază, duc aghiazmă, duc ofrandă, duc jertfă și dau pentru sufletul celui adormit. Ce au făcut aceste sfinte femei? Au cumpărat din nou miruri și și-au pus întrebarea pe cale. Dar oare cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Ce se petrecea la ușa mormântului? Se petrecea un lucru, mormântul fiind săpat în piatră, când l-au îngropat pe Iisus, au considerat că trupul nu stă suficient în mir. Și atunci ar mai trebui turnat niște mir ca să nu se altereze de la căldura de afară, văzându-i chinurile și necazurile prin care a fost bătut și schingiuit până în clipa răstignirii. Spune și psalmii, împuțitul sau ranele mele. Deci, vă dați seama, un om tumefiat, noi vorbim azi așa în termeni din ăștia, cum se spun, școlărești, teologici, filozofici, dar închipuiți că acum un om solid, sau doi, sau trei, prind pe un bet om și-l bat și cu biciul, și cu parul, și cu bâta, și cu piciorul, și cu palma, și cu... Și biciurile la romani ce erau? Erau un fel de coadă din lemn, avea o bucată de lanț și la capăt avea 7 bucăți de lanț cu bilă în capăt. Și când pocnea cu aia crăpa și pielea și carnea. Deci nu era o bătaie din asta, știi, hai să-ți trag o palmă să vezi cum te doare. Deci acolo chiar au fost chinuri, deci n-a fost o joacă. Ei, și tot trupul ăla nenorocit, distrus, vă dați seama, probabil și învinețit și îngălbenit și cu hematoame și cu răni și cu sânge uscat, tot a fost în pânza aceea de impus, turnată suta aia de litri de mir, deci de unde putea trupul foarte bine, dacă, cum susțin ateii și spun că Hristos a fost într-un leșin profund, putea să se nece cu acel mir care a fost turnat în mormânt. Și ele vin de dimineață să mai pună mir. Dar își pun întrebarea cum vor putea ele să prăvale piatra de la ușa mormântului. Așa este și în citatul lui Ioan. Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Și în clipa aceea cine le apare în față? Iisus. Și ce le spune? Acel salut de bucurie pe care Sfântul Serafim de Sarov, dacă i-aș citit viața, l-a folosit în toată vremea lui cât a trăit. Bucurați-vă, pace vouă. Aici Mântuitorul prima dată le spune pace vouă, adică liniștiți-vă sufletește, gata, a trecut drama, deci s-a împlinit Scriptura, v-a mai spus odată. Iisus a fost cel mai important personaj din actul răstignirii, nu prin faimosul proces al răstignirii, este și o carte, nu știu exact de cine e scrisă, se cheamă Procesul lui Iisus. Deci Giovanni și mai nu știu cum.
Deci, nu procesul în sine, s-a știut că e o tâlhărie și azi avem procese care durează 10 ani, 20 de ani, 15 ani, 7 ani, 9 ani, avocați serioși, avocați neserioși, judecători serioși, judecători neserioși. Aici era vorba de o coruptibilitate. Ana și Caiafa trebuia să scape de Iisus, care atrăgea poporul iudeu cu minunile și cu faptele minunate. Ei, în momentul în care Iisus petrecea etapă cu etapă, ce făcea? El pândea să se împlinească Scriptura. Deci nu vroia să iasă din cuvântul Tatălui scris în cartea sacră a lumii. Deci el nu era impresionat de palma ce i-a tras osutașul de bicele care l-a luat de spine, de care i-a primit, pentru că purta păcatele lumii. Deci făcea lucrul acesta din dragoste. Așa cum vedeți voi, să spunem, bună oară, o mamă care are un copil bolnav, ca să luăm un termen care să vă facă nu sensibil, ci mai explicit, deci ea știe că va muri, dar caută ultimul strop de putere, bani, relații, cunoștințe, doar medicul ar mai putea face ceva, deși ea știe, bă, ăsta nu va trăi. Ei, așa era și în acest proces de răstignire a lui Iisus. Era urmărit pas cu pas împlinirea Scripturii. Ce a spus Ieremia, ce a spus Ioan, ce a spus Isaia, ce a spus Ioan Botezătorul, ce a spus David, toate trebuiau să se împlinească. Și acum, în momentul în care ele au pus întrebarea cine le va prăvăli piatra de la ușa mormântului, Iisus se arată lor și le spune, drama a încetat. N-ai văzut și după ce te divorțezi sau ai un proces, tot povestești cu cine te întâlnești. A, dar nu știi viața mea, stai să ți-o spun. Și eu spui, și lua ala, și lua ala, și lua ala, și lua ala, și lua ala. Și apare istoria alternativă. La unul îi spui că ți-a dat în cap, la unul îi spui că ți-a dat cu piciorul, la unul că ți-a furat banii, la unul că ți-a luat casa, la unul că ți-a luat copiii. Deci ce te pasionează mai adânc? Ce te arde mai adânc? Aici nu era vorba de o minciună, aici totul luase sfârșit. Odată cu pecetuirea mormântului și cu tremurul și strigarea de la miezul nopții, Vechiul Testament a rămas ca o carte în bibliotecă, ca o dischetă pusă în raftul de la calculator. Nu mai avea treabă, deci i s-a terminat menirea. Hristos înviase cu adevărat și de acum trebuia să-i convingă pe cei speriați că taina a avut loc. Ei, închipuiți-vă că noi ăștia care stăm azi în biserică vedem pe unul din noi pus în groapă. Hai ca să vă dau un simplu exemplu. Să spunem că acum în fața noastră ar apărea Părintele Cleopa și ar spune, eu sunt cel mort, iată, am înviat. Ar fi o controversă generală. Unii ar crede, unii n-ar crede. Unii ar spune că e nălucire de la diavol, altul că nu e adevărat. Altul că e o închipuire, altul că e o imagine a satanică, o arătare a vrăjmașului. Deci ar fi mii de interpretări. Același lucru l-a făcut și Iisus. N-a dat loc interpretărilor, ci a luat punct cu punct și a demontat toate ipotezele false despre înviere. Și primul a fost îngerul. În clipa în care l-au văzut pe Iisus și i s-au închinat, deci fiți atenți, deci femeile s-au închinat în clipa aceea, s-au umplut de bucurie, spune, dar și de teamă. Era firesc, nu? Să-l vezi bătut în cuie pe cruce, chinuit și pus în mormânt și pus în 10 gălezi de mir și acum să-l vezi în fața ta și spune pace vouă. Singura Maica Domnului, spune Evanghelistul, s-a apropiat cuprinzându-i picioarele și i-le-a sărutat. Ceilalți evangheliști spun că și celelalte femei. Dar se pare că între aceste femei lipsea Maria Magdalena. Spune Grigorie Palama, el așa susține, nu arată îndoiala Mariei. Deci vrea să arate că Maria Magdalena este de fapt cea care reprezintă un alt Toma. Știți că Toma a spus, nu pun mâna în cuie, nu cred, nu pun mâna în coastă, nu văd. Salut, nu mă luați cu povești. Dacă a înviat Domnul, de ce vă speriați așa tare? De ce sunteți încuiați? De ce stați cu frică? De ce vă uitați prin crăpătura la ușă cine vine? De ce stați cu cârligul pe ușă și cu lacătul? Care e motivul? De ce aveți gratii la fereste dacă a înviat Domnul? Să-l văd și eu. Mai ales că Toma nu era de față, deci ca drept dovadă, că după eveniment își văzuse de treaba lui. El era de undeva din zona satului lui Petru, deci venea din Galileea, deci fusese rudă de-a lui Iair. N-avea nicio treabă cu apostolii, deci îi știa, a umblat în preajma Mântuitorului, a fost cu ei, dar în același timp el s-a retras liniștit în Galileea, la locul de origine.
În clipa în care i-a văzut terminați și stresați și încălciți la minte, ce a zis? Băi, dacă ar fi înviat Domnul, asta e o pură poveste. De ce e atâta stres pe capul lor? Tu când ai rezolvat o problemă, mai stai stresat, ești vesel. Și atunci a cerut această optimizare, care este doar de natură umană, să văd și să cred. Și așa spun și babele astăzi. Este același răspuns, numai că al nostru e bolnav, al lui Toma era argumentativ. Așa spun babele, dar a fost cineva pe lumea cealaltă să spună ce e acolo? A fost Hristos și ne-a spus ce e acolo. Iadul gol, a scuipat, a vomat, a aruncat toți morții din el, că n-a putut suporta lumina învierii. El ne-a spus. Ne-a mai spus-o și bogatul din Evanghelia cu Lazar. Doamne, trimite pe pământ la frații mei și spune-le ce pătrunesc aici. Și ce frumos le-a răspuns Avram. Dacă au pe Moise și pe proroci, ce le mai trebuie? Păi da, dar dacă ar veni cineva din morți, poate că altfel ar fi. Nu, no, poate să învie oricine din morți. Dacă nu crede Moise și în proroci, nici morți dacă ar învia tot nu crede. Și așa este. Crede cineva din... Câți dintre noi de aici, din biserica asta, au certitudinea reală că în clipa când mor se întâlnesc cu Dumnezeu și se duc în lumea cea viitoare? Vă spun că nici 5%. De ce? Fiecare din noi am participat la aceste evenimente numite dezgropări de 7 ani. Și ce am văzut în fundul gropii? Un maxilar fără dinți, o țastă goală neagră, pantofii și șireturile de la picioare, urmele de la florile de plastic, bucăți de scândură de sicriu. Deci un dezastru. Ce fel de dezastru? Un dezastru umanesc dat minții. Deci este imaginea dezintegrării umanității. De aceea Ioan Damaschin a scris frumos într-un dropar. Care-i bogatul? Care-i săracul? Care-i împăratul? Care-i ostașul? Deci aici este egalitatea în fața morții. În fața morții, titlul cade și rămâne natura. Care natură? Natura moarte. Oase goale și țărână, spune în Cântarea Morților. M-am uitat în urmă și am văzut oase goale și țărână. Ei, aici e taina. Că Ezechiel a văzut tot acest câmp de oase, adică cimitirele noastre de astăzi, Ezechiel le-a văzut acum 4.000 de ani în urmă. Deci înainte de Hristos, cu 2-3.000 de ani înainte de Hristos. Și ce a văzut? Zice, am văzut un câmp mare. De fapt, despre ce era vorba în câmpul acesta mare? Era mulțimea morților, veacurilor, toți văzuți grămadă. Și cum deodată oasele s-au îmbrăcat cu țărână. Țărâna s-a făcut carne, carnea s-a făcut vine, vinele s-au îmbrăcat cu piele și oamenii s-au scurat și deodată o mare de oameni s-au ridicat la judecată. Deci asta este învierea morților în viziunea profetului Ezechiel. Ce spune Efrem Siru despre lucrul ăsta, ca să înțelegeți taina morții? Zice, așa cum semănătorul are în mâna sa boabe de fiecare soi, când le pune în grădina personală, așa și Dumnezeu știe să aleagă pe morții veacului care au intrat în pământ. Și atunci necredincioșii, gnostici secolului IV, combătuți de Ireneu de Lugdun, vin și spun, dar cel care l-a mâncat fiara, dar cel care l-a înghițit apa, dar cel care l-a ars focul, dar cel care a fost mestecat de păsările cerului, dar cel care a fost mestecat de fiarele pădurii, ăla cum va mai învia, că nu mai are trup? Tocmai asta e taina. Pământul din care am fost creați este obligat prin poruncă divină, în clipa când un suflet de la iad sau de la rai vine pe pământ la învierea morților într-o clipeală de ochi, să primească din țărâna pământului trupul care l-a avut. Și cum îl va primi? Fiara care l-a mâncat, deci fiara care l-a mâncat, a făcut un act biologic, un lanț trofic, după termenul științei. Dar pământul, tot pământ a rămas, că fiara tot pământ a rămas. Deci ea a murit, lupul ăla nu mai trăiește la judecată, leul ăla nu mai trăiește, cămila aia nu mai trăiește, vulturul ăla nu mai trăiește. Și atunci ce face? Și el e în țărâna pământului. Și Dumnezeu ce face? Își alege particolele. Deci asta e taina lui Dumnezeu. Acelui trup le unește cu pământ și face trupul întreg. Citiți Petru de Canev sau Silvestru de Canev, istoria dogmelor. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să vă vină ușor a înțelege taina învierii.
Deci dacă ne uităm la parastas și vedem oasă goale și vedem o căpățână pusă într-un coșciuc de pânză care o stropește preotul cu vin și punem noi un colac și o colivă, a, mi-am făcut datoria, că așa e tradiția. Nu e tradiția. E datoria sacră din Baruch, capitolul 9, să frângi pâinea și vinul pe mormintele părinților în amintirea păcatelor săvârșite în Babilon. Deci când a fost robia babilonică și i-a pedepsit Dumnezeu la plângerea lui Ieremia. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că aici n-a fost așa. În clipa când au ajuns mironosițele la mormânt, marele a fost mirarea că piatra era prăvălită la o parte. Și când s-au uitat în mormânt, au văzut giulgiurile singure zăcând. Ce aveau giulgiurile? Aveau elementele morții. Mir, răni, sânge, dar care au rămas în forma trupului Mântuitorului. Asta îmi place întotdeauna să explic, că asta denotă învierea și trecerea prin ușile încuiate. Dar era în ziua aceea din tâia săptămânii. Ce se plămădea aici? Se plămădea taina nemuririi și a veșniciei. Adam și Eva, în schimbul dialogului cu diavolul, a pierdut veșnicia și nemurirea, iar Hristos, din smerenie și dragoste și ascultare de Tatăl, în dialog cu diavolul, i-a dăruit lui Adam și lui Eva și tot neamul omenesc din nou veșnicia și nemurirea. Cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Asta e imnul îngeresc. Și de ce vi-l aduc aminte? Pentru că în clipa în care s-a uitat în mormânt și a văzut acelea goale, așa s-a explicat și trecerea prin fecioară, și nașterea din fecioară fără stricarea fecioriei, și trecerea prin ușile încuiate, și trecerea prin mormânt, piatra când a fost prăvălită de înger, a fost prăvălită în chip vădit că îngerul vrea să vadă cum arată Hristos. Dar el era de mult pe scaun cu Tatăl și cu Duhul toate umplându-le ca cel necuprins. Ei, aici are loc o zi a creației. Asta vreau să scot în evidență după mintea mea. Cum am citit și eu de la alții, că nu-i ideea mea, e luată din cărți. Deci, dinți de dimineață, femeile confirmă mormântul gol și învierea lui Iisus prin înger și prin ele și prin mărturisire și apoi, să vedeți încă o dată, deci încă o dată că e valabil. Fiind în ziua aceea din tâia săptămânii spre seară de data asta și ușile fiind încuiate, Iisus a intrat și le-a zis apostolilor, pace vouă. De ce femeilor se arată dinți de dimineață și la apostoli se arată mai de seară? Din două motive. Pentru curajul și demnitatea lor feminină. Femeia nu e o, cum e conceptul modern, o javră. Femeia e un instrument de păcat. Nu. Femeia este taina lumii, altarul vieții. Maica Domnului a venit și i-a sfințit pântecele, prin pântecele ei pentru toate veacurile. De aia noi naștem fii și fiice, feciori și fecioare. Și în clipa aceea, ele fiind primele la înviere, au fost și primele la taina mântuirii. Maria Magdalena, mai îndrăzneață când a venit la mormânt, a mai colaborat cu îngerii și s-a adresat îngerilor. Cum spune în cântarea aia de la Stihira, care se cântă la stranul, să vă cânte când vă împărtășiți sau când rămâne timp. Ce căutați pe cel viu cu cei morți? Că ea spune, au furat pe Domnul meu din mormânt și nu știu la unde l-au pus, iar doi îngeri de lumină purtători către dânsa au strigat. Ei, în clipa în care el vede pe Mântuitorul și îl confundă cu grădinarul, acesta îi spune, Marie! Deci este semnul de a o identifica. Chiar nu mai ții minte vocea de acum câteva zile când propovăduiam împreună și ne rugam în grădina Ghețimanii. Și atunci ea spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iată, îl mărturisește ca Dumnezeu și nu ca om. Aia face de dimineață lucrul ăsta. Spre seară, intră prin ușile încuiate și Toma la fel face asta. Era de acum după 8 zile, că și în prima zi s-a întâmplat și după 8 zile. Dar de ce după 8 zile? Tot în zi de duminică. Trebuia pecetuită ziua duminicii și fixat acolo cu cuie pentru toate veacurile. Deci nu mai putea să o schimbe fiecare cum vrea. Intră din nou pe ușile încuiate și se adresează ca cel ce era omniprezent, dar și atot puternic, și atot cuprinzător același, toate umplându-le ca cel ce e necuprins, și îi spune lui Toma, vino încoace cu degetele la coastă și cu mâna în semnul cuielor.
Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci Toma s-a convins că e Dumnezeu numai pentru că i-a spus ce a vorbit când nu era de față. Hristos era de față, Toma nu-l vedea. Și nici apostolii, pentru că el avea puterea de a fi pretutindeni. Deci iată încă o taină. Acum era momentul Emausului, cum ați auzit atunci, a doua zi de înviere. Luca și Cleopa ascultă scripturile și tolocănesc și tolocănesc și povestesc și Mântuitorul le spune și îi învață și ei ascultă și îi învață și le spune. Au trecut cele 30 de stadii, care înseamnă aproape 30 de kilometri, au trecut ca și cum nici n-au fost. De acum soarele era la geana apusului, cum se înroșește văzduhul. Și spune, Doamne, dar nu întâmplător, nu rămâi cu noi, căci vremea e spre seară. Dar nu i-au spus, Doamne, i-au spus străinului, neștiind că ăla-i Dumnezeu. Și atunci când l-au dus în casă, i-au dat pâine și vin de bun venit, ceea ce numim noi Paște, deci pâinea ceea ce ați primit-o noaptea din viere stropită cu vin, ăla e simbolul Paștelui, adică a trecerii. Și eu pune dinainte, și ce face Mântuitorul? O binecuvintează. Și l-au cunoscut pe el la frângerea pâinii. Și atunci li s-a deschis lor ochii. Deci, vedeți, aici apostolii de-abia au primit harul puterii Euharistiei. Deci, ce a fost aici? A fost o zi de creație și ultima, Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez. Deci, Iisus a terminat ce a stricat Adam în rai, a preluat asupra păcatul și urgia celor 5108 ani de nenorociri și războaie între amaleciți, filisteni, palestinieni, moabiți, moabiteni. Bă, citiți în Vechiul Testament, sunt numai morți și morți, morți și morți, bătăi și bătăi, cuceriri și cuceriri. Îl ia pe Adam de mână, îl duce în rai la locul lui, băi, aici s-a oprit creația, aici ne-am stricat noi. Tu treci în rai cu Eva la locul tău. Tălharul, treci și tu acolo în rai ca să fii primul martor că învierea a fost adevărată și că este în rai cruce și om răstihnit. Hristos s-a pus cu Tatăl pe scaun. A stat și cu ei în rai cu tălharul ca să fie convinși că și acolo e adevăr. A stat și în mormânt cu trupul, a stat și în iad cu sufletul. Și după ce a fixat toate aceste patru puncte cardinale ale crucii, ca să spunem așa, după aia, ce a zis? Acum trebuie să mă duc să lucrez în lume. Le-a deschis mintea la mironosiți, a răsplătit-o pe Maica Domnului pentru durerea și sabia din inima ei. Le-a spus la ucenici, mergeți în Galileea și spuneți și lui Petru că ne vedem acolo. Era locul plăcut Mântuitorului, un oraș frumos, cum ar fi o zonă agricolă de la noi din țară, așa, numai verde și apă și pajiște. Trece Iordanul pe acolo și și Marea Galilei, cea mai mare bază de apă dulce care alimentează Ierusalimul cu apă. În momentul în care îi rămâne ultima taină, ce face? Vine și îi trezește și pe apostoli spre seară, deci lucrează toată ziua, noi nu știm dimensiunea zilei a opta, ea e veșnică și fără de sfârșit. Dar cu ce o încununează? Cu Sfânta Liturghie. Deci ați văzut? Deci face o liturghie, o pecetluiește ca zi de odihnă, dar nu se mai odihnește ca miel cu uns ușile cu sânge și ars oasele, cum a făcut la trecerea din Egipt, când i-a odihnit din țara păcatului în țara liniștii, a făgăduit când i-a scos din țara Egiptului prin Marea Roșie. Nu! Acum nu le-a mai dat nici sângele lui ca la înviere și coasta lui, ci acum le-a binecuvântat pâinea și s-a făcut nevăzut. De fapt, nu s-a făcut nevăzut. Știți ce a făcut? A luat chipul Dumnezeului adevărat din Dumnezeu adevărat. Până atunci era Hristos omul sau Dumnezeu omul. Prescura pe care noi o înghimbăm și o lucrăm pe Sfântul Disc când facem Sfânta Liturghie. Noi, repet, chiar și mie mi-e rușine, habar nu avem ce mare e taina liturghiei și cât e de frumoasă și cât e de adâncă și cât e de grozavă. Deci când spunem, când vorbim despre împărtășanie, ne restricționăm și ne dimensionăm strict la trupul lui Iisus, la bucățica pe care o mâncăm, om, deci Dumnezeu, Hristos Dumnezeu, dar când vorbim de Euharistie, vorbim de toată Sfânta Scriptură, de la facere și până la înviere. Deci pe Sfântul Disc toate se petrec acolo. Deci tot. Deci de aia se cheamă, nu se cheamă taina împărtășanii, taina Euharistiei.
Deci vine și pecetluiește ziua a opta cu ce? Cu liturghia veșnică, cu euharistia veșnică, despre care Iisus, cu toate că era pe pământ, a spus așa: aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului. Și de ce? O să întrebe lumea, de ce? De ce trebuie să vin eu în fiecare duminică la liturghie? Pentru că în fiecare liturghie se petrece același act de generozitate a lui Iisus. Beți dintr-o acesta toții sângele meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor, și spune acolo, luați, mâncați, acesta e trupul meu care pentru voi și pentru mulți se varsă, se frânge spre iertarea păcatelor. De asta, ca să ni se ierte păcatele în fiecare clip, adică dracul ne ispitește, ne curățim, satana ne ispitește, ne curățim. Ăsta e rolul Sfintei Liturghii. Ăsta e rolul zilei a opta, care nu se mai termină niciodată. Ăsta este rolul până la venirea Mântuitorului, când trâmbița va suna și toți vom învia și vom fi veșnic în slava Lui. Și de ce rămâne un rol veșnic și nu se termină? De la înviere și până azi, câte liturghii au fost? De la înviere și până astăzi, câte zile a opta au fost? Deci, duminici pe care noi unii le-am necinstit, sau le-am distrus, sau le-am pângărit, sau le-am stricat prin târg, pe la crâșmă, pe la nunț, sau pe unde am fost. Ei, nu-L va interesa pe Dumnezeu zilele stricate, ci îl va interesa un alt citat din Sfânta Scriptură. Răscumpărați vremea, că zilele rele sunt. Adică, cumpărați-vă vremea veșniciei în timpul zilelor stricate. Deci, acum avem timp și de plâns, și de râs. Și de post, și de burtă plină, și de somn, și de priveghere. Dar când vor trece aceste zile și va veni vremea răscumpărării, clipa și ceasul, atunci degeaba vom plânge, că așa spune Apocalipsa. Toate popoarele se vor umili și vor plânge în hohote și se va vedea pe cer semnul Fiului Omului, dar în zadar, pentru că cei ce au necinstit această zi nu vor putea da socoteală. De ce? Această zi are trei denumiri: praznic al praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor. Această sfântă noapte de mântuire. De ce noapte? Era păcat peste fața întregului pământ, moarte peste tot pământul, suferință peste tot pământul, veșnicia iadului peste tot pământul. Și ea s-a transformat în praznic al praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor. Și aici ce frumos spun îngerii și noi cântăm astăzi când facem Sfânta Liturghie. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Deci tuturor mironosiților, și când mă refer la mironosițe, mă refer la mame, mă refer la femei evlavioase, la bătrânele, la copilași, la copilițe, deci din ăștia mititei, partea feminină, care sunt urmașii apostolilor și a acestor sfinte femei care au ținut mormântul lui Iisus în miruri de nard, iar ele și voi țineți astăzi candela aprinsă într-o biserică, candela aprinsă acasă, candela aprinsă într-un mormânt, într-un cimitir sau într-o cameră, la casele voastre, fiind pe mai departe emblema sfintelor femei, a celor care au pus pe Iisus în mormânt, iar voi îl înfășurați în giulgi curat în inimile voastre. Amin.